G2A, jocuri ieftine. Dorian? Da! Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou mirare episod de Among Us cu YouTuberii. De fapt e un episod un pic mai special pentru că astăzi l-avem alături de noi pe Dorian Popa, care este literalmente un game player profesional la paintball, așa că noi trebuie să ne luăm astăzi revanșa pentru că dacă vă mai aduceți aminte ne-a dat o mare, mare bătaie la paintball, așa că easy gameplay aici. Hai să mergem undeva, Cilea. Hello. Ce faci aici și Dorian, a? Cumva... cumva te prefaci că faci chestiile astea? Să sperăm că nu, că am rămas și eu aici. Dacă îmi face felul... oh, gata, am șters-o. Că am trecut pe lângă Mițu sau... repar... oh, my God, ce m-am speriat, Jesus Christ. Ok. Mamă, Rodi, sărat. Ok, ok. Fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți, ascultați-mă. Dorian, te scoți de pe mut. Așa, da. Așa. Deci, da, să... sunt și eu, acum putem vorbi, nu? Da, deci da, ascultați aici informații valabile. Am fost da, jos la... Camere, vă roagă fratele vostru acum să facem frumosul. Băi, nu putem. Ce să facem? Nu putem. Nu se poate, nu, nu. Da, da, da. Nu se poate. Okay, deci s-au dat luminile, eu am plecat de jos din stânga de la O2 și Rodby făcea firele și m-am dus sus către electric. Jos era Mădălin... și cine mai era? Vasco și încă cineva, da. Max parcă, da, nu? Fii atent. Vasco a fost cu mine și cu Rafa în partea de sus de la electric. Nu știu unde exact e Vasco, dar eu cu Rafa n-am venit jos partea de electric. Ok, ok. Rafa a făcut... nu, eu am făcut luminile, Rafa a stat numai pe camere. Da, eram pe camere. Okay, era cine era în lab acum ultima oară? Am fost eu cu tine și era și... Albastru, sau so, Dorian. Da, da, da. Okay. Dorian, vezi că trebuie să apeși pe alea 4 de mai multe ori. La am test. Apăsat pe toate 4. Da, de mai multe ori până se termină. Până dispar de pe ecran. Da, 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 trebuie să dispară așa erorile. Așa. Și cei care au rămas acolo jos în stânga erau Max, Modelin și Vasco. Eu n-am înțeles. Eu am venit imediat la electricitate. Poate să confirme asta, Sami, am fost acum imediat la electricitate. Să explic un pic. Da, zi Vasco. Zi Vasco. Am găsit corpul, deci am fost jos, am făcut firele, m-am dus la copac, era Ganicus pe acolo, m-am dus la copac, am făcut ăla cu și după, când mă întorc, bă, când mă întorc, îl văd pe Rodby jos. Dar cum îl vedeai, bro, că era lumina stinsă, cum l-ai văzut? Avea hanora pe el. Mi-a apărut reportul și am zis, bă, imposibil să fie un cadavru. Lumina a fost stinsă pentru 2 secunde. Eu am făcut lumina, deci eu pe Rafa pot să-l cureț și până acum, deci din ce ați spus, în partea stângă a fost Vasco, Mădălin și Ganicus, corect? Și Max, și Max. Ok, ok, ok. Bun. Oricum, deci, eu eram la lumină, Sami. Avem 3 suspects pentru partea asta, dar a fost făcut un singur kill, deci nu știm dacă killerii sunt în partea stângă sau poate să fie în partea dreaptă. Da, bă. Sami, trebuie să ții cont că eu am venit, eram fix lângă tine la electric, deci nu știu, mă rog. Bă, acum, Dorian nu cred că e. Trebuie să te dai pe mută, Dorian, că începe jocul. Gata. Deci Dorian nu cred că e. Deși să știi că nu era foarte sigur exact ce... hai mă frate odată! Așa. Nu era foarte sigur ce încercam eu să-i explic acolo, că vezi că faci așa, știi? Ok, o să mă duc în laborator din nou. Bă, știi ce e? E bine că nu s-au închis încă ușile, că nebunesc când văd că mi se închid ușile și după aia trebuie să fac alea. Ok, o să mă duc în specimen. Cine-i pe aici pe lângă mine? Ok, Mițu, știu că noi am avut o istorie împreună, te rog nu-mi fă felul, ok? Come on, Mițu. Oh my God, cum ai... Mădălin, cum ai intrat aici? Sunt chiar foarte curios că era la ușă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gameplay. Oh my God, ce m-a speriat. Okay. Bun, ok. Cine? Ok, 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 fiți atenți. Deci, eu am fost cu Dorian, m-am uitat efectiv ce face. Nu are cum să fie Dorian. Ideea este următoarea. A fost Mițu cu noi. Stai că am deschis greu microfonul, Sami. Nu, nu contează, nu contează. Stai puțin, hai să deslușim puțin problema. Eu dacă urmai acolo să ce fac sau să mă merlești. Nu. Am stat după tine să văd ce faci. Fii atent. Hai să-ți spun. Mițu a fost cu noi. Deci ține minte chestia asta. Mițu a fost cu noi. Văzut. Ok, și după aia a plecat. Deci Mițu n-a mai stat cu noi. Mițu a luat-o în partea stângă. Kill-ul e la intrare în electric. Da, îmi pare să exact la intrare electric. Mițu, când specimen, da, unde sunt Mițu, cu Mițu și cu Pink. Da, ești, nu, ești... Mițu a fost cu mine și cu Mădălin în specimen. Da. A, deci Mădălin îl apără pe Mițu, să înțeleg, nu? Și eu am fost cu Mădălin și cu Mițu. Eram toți trei mi se pare... știi ce mi se pare ciudat? Ia zi. Că prietenul meu Mădălin a făcut task-ul comun. Bro, m-am dus... Sami, m-am dus direct la grade, bro.
Sami, de ce dat vina pe Mițu? Ai zis că a fost în stânga, dar gen chiar el chiar n-a fost în stânga. Pentru că fii atent. No, brother, ascultă-mă puțin, Pink. Deci fii atent. Mițu a fost cu mine și cu Dorian la lavă. Ok, și a urcat în lavă. Și după aia a venit, da, a luat-o în stânga, deci eu... Exact, l-a luat în stânga. La buie în sus, okay, deci stânga. Filul unde a fost? La intrare unde era? În electric, da. Eu n-am dat vina pe el, am zis doar că el a fost în partea stângă, gen. Nu, n-a fost, a intrat în leu. Ok, deci s-a dus în... Deci s-a dus în leu. S-a mis în față la el, în față la ușile de la electric, gen... Nu știu, eu zic că Dorian e impostor. Nu are cum să fie, man. Mie mi se pare vreo să-l auzi. Pe metodele astea old school, mie mi-e teamă de Sami. No, fii atent. Ascultați-mă puțin. Face legea aici și el nu exact, da, a vrut să dea vina pe Mițu. Nu, deci ascultă-mă puțin. Deci fii atent. Mițu a zis, mi se pare... Max, nu fi până la urmă, scoate! Sami îl urmărește prea rău pe... Max, mi se pare foarte suspect că nu știi nimic. Gani, cu nimic n-ai zis. Ok. M-ați scos pe mine, dar eu vă zic Mițu și Mădălin, asta e tot ce vă zic. Nu. Dacă erau amândoi, îmi făceau kill unul dintre ei. Dacă erau amândoi, îmi făceau. Oricum înseamnă că Mițu e unul dintre ei. Nu cred. Nu n-a avut, bro. N-a avut cum. N-a, deci 100%. Deci nu era vrăjeală? Mut, Dorian, mut. Dacă e cum. Mut, scuze. Wait, stai, ce a spus? Wait, stai așa, a zis că nu era. Ok, cum să interpretez asta? Deci Dorian nu cred că e. Bă, Mițu nu e, frate, nu e. Și nici, cum îi zice? Deci nu e nici Mițu, nici Mădălin. Au fost amândoi cu mine, dacă erau amândoi. Eu zic că Sami e, nu știu de ce a încercat să dea vina din prima pe Mițu, că Mițu a fost în stânga. Like, dude, Mițu literalmente a mers în dreapta. Înțeleg că se urcă și se duce un pic în... Nu-mi place să mă duc la electric când sunt de unul. Ah, ok. Hello, Max și altele, hai să mergem să facem chestii. Refuel station. Ok, trebuie să-l găsesc pe Mădălin sau pe Mițu, deși aș prefera cu Mițu, că am fost de două ori cu el și nu mi s-a întâmplat nimic. Come on, dude, ce e asta viteză? Zici că domnul a dez prin... Care e, mă, cea mai înceată de aia de internet? Nu știu. Ok, am nevoie... Dead. What is this? Vreau să plec de aici, Vreau să-l găsesc pe Mițu. Cea mai... Oh my god, am mare upload aici. Unde e toată lumea? Nu e nimeni în partea stângă, dude. Iar au... I am actually done. Nu e nimeni în partea stângă. O să mă duc să fac lumina și o să-mi iau kill. Parcă vezi. Ok, am terminat aici. Let's go! Yeah, what? Stai! Voi îl dați afară pe Sami, pe bune. M-ați dat afară pe mine că am venit cu prea multe informații. Ai încercat să-l frame-uiești pe Mițu. Măi, câte kill-uri ați făcut? Deci fii atent. Stai așa, what? Asta, ascultă-mă puțin, Pink. Am zis că, cum îl cheamă, Mădălin a făcut task-ul comun. Nu, brodere, nu e Mădălin. Nu, dar prima dată ai dat vina pe Mițu. Ai dat vina pe Mițu. Wow. Let's go, dude, let's go. Ideea e următoarea. Ideea e următoarea, că literalmente, hai să mergem și noi pe aici. Hello. Literalmente. Sami. Trebuie să scap de Sami, cred că am plecat cam repede de acolo. Trebuie să scap de Sami pentru că am plecat cam repede de acolo și nu știu ce o să se întâmple. Pentru că Sami, nu știu dacă a fost atent, dar... trebuie să fac eu lumina, că am ajuns prima aici și oricum nu era nimeni. E ok, ok, asta e ca să-mi dea... Wait, what? Rafa era corp lângă tine la camere. Gen, la intrarea pe ușă. Unde nu? Wait, stai așa, cine mai era? Era Max? Da, era n-ai văzut corpul? Deci fix, acum mi-a apărut butonul de report, dar n-am văzut corpul, unde era exact? Era la intrarea... De la ușile lui Rafa. Din dreapta sau? Din stânga, la camere. Rafa era la camere, deci când am ajuns la corp să dau report. Da, știu, dar ideea e că... Nu, fii atent, ai intrat cu mine la electric și te-ai ridicat în sus. Și te-ai dus spre corp, dar te-ai întors. Nu l-ai văzut acolo? Nu, n-am văzut corpul, am văzut butonul de report. După o secundă mi-a dispărut și după am încercat să găsesc chiar butonul de report. Cum ți-a dispărut de report?
Păi nu știu, eram la electric, n-am văzut. Lăsați-l și pe Dorian să spună povestea lui. Ia, Dorian, zi. Nu, eu eram jos cu cineva, cred că cu tine era Mițu? O doi? Nu, nu, nu. Erai acolo la... Nu, eram cu... Dorian era cu mine și cu Rod jos. Da, era cu mine și cu Gani. Făcea frunzele, Dorian. Rafa, încerci să faci... Ținem ceva cu frunze, da. Ori e Max, ori Rafa încearcă să facă kill acolo și se ducă la cameră și zică că n-am văzut. Dude, am văzut! E strategie nouă, pe bune vă zic. Fii atent, Pink. Pink, fii atent. Oricum, dacă ar fi fost kill, gen, o fi fost vent, gen, pentru că e fix la intrare și i-a dat vent imediat. Încă o dată, Rafa era direct pe cameră, era Cristi cameră în direct. Da, ok. Da, m-am zis direct pe cameră. Da, poate să fie un frame la Rafa. Nu vreau să zic 100% că nu e el, dar na. E... Nu, eu n-am fost. Nu, Max. Hai să vă zic, pe mine m-a văzut Dorian, ne-am văzut la O2 și am luat-o sus, de la O2 prin dreapta, nu prin electrical. Și am venit pe ușa din dreapta, Pink. Da, știu, da. Ok, Max, dar de cine ai dat reportat în cea? Da. N-am văzut butonul și a dispărut o milisecundă, mi-a părut butonul. Da, deci e ok, te ținem sus. Ok, ține-mă sus. Știi care e problema? Eram eu, Max acolo și corpul. N-am avut ce să fac. Dacă plecam fără să dau report, îmi pare rău că am dat report, dar dacă plecam fără să dau report, putea să zică Max că a fost Pink cu mine acolo așa, sau putea să iasă Rafa de acolo și să zică că vezi, Doamne, că literalmente eram aici și practic etc. etc. Mă înțelegi? Și asta nu ar fi fost ok. So, ia să mă duc și o să fac un fake task, uite, aici. Vreau și o să fac kill-uri, problema e că, uite, că nu i-am găsit singuri. So, aș vrea să dau un sabotaj la electrical acum că avem cooldown-ul. Și ăla e un kill pe Mădălin. Și eu, 3, 2, 1, și start, am ieșit din vent! Ok. Și cobor aici. În specimen, mă duc în specimen. Come on, fă și tu un kill, fă și tu. Mițu, ascultă-mă, fă un kill, te rog, fă un kill și tu, mai am 10 secunde și mai fac unul. Mai fac 10 secunde și mai fac unul. 5 secunde. Sunt doi oameni aici, n-am ce să fac. Ok, n-am ce să fac, sunt doi. Oh, nu! Kill la comms, kill la comms. Hopa! Comms, ce ne-ai ieșit atunci? Kill la comms. Și era așa, O2 săracu, Dorian făcea task-uri, e inofensiv. Vă confirm că e inofensiv. Păi nu? Sau e impostor că n-a făcut kill. Că gen s-a făcut un kill pe rundă. Pe camere. Era și Rafa acolo. Nu are cum, n-are cum să fie, fiete, n-are cum să fie Dorian, că zic eu din ce cauză. Am zis la mișto. Dar ziceam că era în stânga la O2, îl făcea la copac acolo, whatever, am făcut și eu. Și gen m-am dus în jos, că am avut task la nodul ăla de jos. Ideea de acolo din ieșire, știi? Eu, Ganicus și Mița am stat cam împreună. Da, și Rafa a rămas la camere. Am văzut Rafa camere, da. Dar eu acolo la copac ce trebuie să fac, oare? Să aliniezi toate alea, exact. 4 să le pui la liniile alea. La liniile, nu sunt niște linii. Nu, trebuie să le pui... Ne moare copacul, bă! Moare copacul. Pune-le unde trebuie. Bă, mie mi s-a părut Max cam kind of stat. Vasco, nu te-am omorât, voiam să vii cu mine în specimen, am trei task-uri. Max, unde erai? Deci eu mergeam cu Max kind of stat. Nu, hai să vă explic. Mă văd cu cineva. Ok, m-a văzut cineva pe camere, voiam să-l fac pe Vasco să vină cu mine în specimen pentru că am trei task-uri și l-am văzut pe Pink ieșind din specimen fix în momentul în care am intrat eu cu Vasco. N-am cum să fiu eu, dacă eram eu, te omoream Vasco de mult. Aia e adevărat. Da, ce-i drept, dar nu știu, poate vreți cu... Ok, ok, o să întreb altceva. Vasco, ce card ai făcut? Ăla de-l întorci, hai Robby, că e... Max, tu ce task-uri ai făcut toată runda asta, Max? Am făcut cardul, după m-am dus în laborator, m-am întâlnit cu Vasco. Și așa. Am stat o grămadă cu Vasco, m-am și văzut pe camere cineva când am mers okay, cu Vasco. Ok, și Pink? Și Pink? Da, care a fost ruta ta, Pink? Acum am făcut un labirint afară, unde e frate ăla? Nu poate de făcut labirint. Explic. Și m-am întors, am coborât prin admin, am ajuns în specimen, unde am făcut aia cu 1, 2, 3 și am urcat în sus. Pă, tu am după labirint n-ai Ganicus. E Max! Nu eram acolo, nu eram Pink acolo. What? Oh, nu. Dacă a spus eu, vă jur. Dacă a spus Dorian, votăm, asta e.
Trebuia să-l votez, am dat skip, trebuia... Bă, tot timpul trebuie să votezi ca impostor, bă, literalmente tot timpul trebuie să votezi ca impostor, literalmente tot timpul. O să merg în laborator, o să mă pun aici la ăsta. Bun, după care o să mă duc și eu aici. Vai de capul meu ce e aici. Jesus, e literalmente toată lumea, dude. E literalmente toată lumea. Avem o problemă, o să mă duc aici. Cine e pe camere? Ia stai așa, mă, că lumea e cam... Dar nu pot să mă duc acum să fac kill, că m-au văzut toți ieșind de aici, literalmente. Toți m-au văzut ieșind de aici. Ah, nu e nimeni la camere, măi, să fie. Canicus Rodbe acolo. Unde sunt restul, dude? Mamă, deci, oamenii au început să joace foarte bine Among Us. Literalmente toți oamenii. E atât de greu să faci kill. Toată lumea stă în grup, dude, deci nu se separă. Și eu acum, uite-te, sunt la... Deci sunt literalmente separat. Am dat și eu un sabotaj. Ia să închid niște uși pe aici. De exemplu, așa. Și o să merg dacă e o singură persoană, fac kill. Dacă e o singură persoană, kill. Și vent. Direct. E doar Rodby? Hello? Wait, what? Dude, I... Scuze. Okay. Oh, firar. Dude, ăștia nu se duc să facă curentul? Hello? Oh my god. Sunt... Vasco, o întrebare scurtă și scurtă și la obiect. Tu pe unde ai venit acum? M-am dus în laborator, am făcut la telescopul, am dus jos și am făcut la cu scheletul, chestia aia. Înseamnă că Vasco e. Nu, de ce? Eu vreau să știu unde sunteți acum toți. Deci Vasco era în office. Eu încercam să fac lumină la electrică. Păi corpul era fix la intrare la electrică, Dorian. No! Doriane! No, Doriane! Ce ai de zis, ai dat un gol? Și a confirmat atunci. Și Gani parcă a confirmat că nu poate să fie Dorian, nu știu, adică... Și Rodby, și Rodby, dar Rodby e mort. Bă, Rodby confirmă pentru oricine. Niciodată. Dar cum ai găsit corpul, Max? Eram lângă tine, adineori. Apăsam, spamam butonul de report, mă duceam spre lumini, am venit din specimen, m-ați văzut toți, am venit prin laborator pe sus cu tine. Și spamam butonul și l-am găsit. Dar unde l-ai găsit, bro? La intrare în electrical. Bă, și Pink unde, unde era? Eu? Da. Opa! Am făcut la weapons ăla cu piu-piu și acum sunt în admin unde faci upload-ul. Ui, nu e admin acolo, e communication, pardon, Lencur. Făceai lumini? Upload-ul se face, nu mă duc la lumini, da. Că tot timpul stă cineva acolo și a să-mi facă kill. Mie mi-e frică de lumini. Mamă, deci cred că au fost 2 minute luminile luate, nimeni nu merge. Da, a fost o grămadă. Adică eu mă jucam lângă prezionule. Apăsai random pe butoane sau ce făceai? Nu, dar probabil că gen mă aștepta și pe mine să mă omoare acolo, noroc că n-am ajuns la... Eu nu știu, eu zic că e Dorian, dar nu știu. Nu, eu fost... votez Pink, am votat Pink. Dacă e Dorian, eu zic că e Dorian, nu știu ce să zic, pentru că se face un kill pe rundă. Se face un kill pe rundă. Unde ziceai că erai, Mițule? Eu acum eram, am fost la specimen cu băieții, m-am văzut acolo, cred că a fost și Rafa și Dorian, m-am văzut în specimen jos. Te-am văzut cum ai intrat pe sus. Ai intrat pe sus acolo. Mi se pare că ai găsat Max, să nu uităm de ce s-a întâmplat. E bune, Mițu, ok, Mițu. Mi se pare, se comportă ciudat, Pink, nu știu. Ok, o să vin cu voi data viitoare, că eu mă duc să-mi fac test-urile și iar rămân singur. Mă, te-am salvat, Pink, te-am salvat. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Băia să iasă, Pink, bă, vă zic, eu sunteți bune. Nu, Doriane, ok, nu trebuia să ies eu, frate. Deci e literalmente atât de culmea pentru că sunt toți împreună. Sunt toți împreună și eu când fac test-uri, like, nu sunt cu nimeni, sunt literalmente cu alți oameni. Ce-am făcut, mă, frate? Mi-am mutat jocul de pe ecran? Ce-am făcut? Am stricat aia de OBS? Stai așa. A, nu, e tot ok. Rezolvat, scuzați-mă. Dacă e, am alibi. Stați, fraților, că mi-am mutat aia de OBS pe whatever. Ok, so o să mă duc și eu cu Vasco, face Vasco aia? Ok, face aia, o să aștept aici. Mițu, nu te duci să faci kill pe el. Sau du-te, fă kill, Mitsu, fă kill. Come on. Come on, fă kill. God damn it, Mitsu! Du-te și fă încă unul. Mitsu, fă încă un kill. Nu pot să ies acolo, că e foarte nasol dacă ies acolo. Eu sunt...
Ușet, eu mă duc la electric, eu mă duc la electric. N-am treabă cu ăla. Oh, Dorian, 18 secunde, stai așa. Bă, Mițu! Oh. Da. Okay. Cred că e clară treaba, nu, Mițane? Ce-a făcut eu? Erai lângă corp, te plimbai pe acolo. Eu acum intram la electric. A, Mițu, e? Și ai. Da. Băi, s-a dat spechil pentru Eric? Nu, nu, nu. Zici ce ai văzut tu, Mițane? Deci... Dacă tu erai acum lângă Kill, dacă Rafael. Eu eram, no, Emiț, Emiț, eram cu Pink. No, 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 mie mi se pare Rafa foarte. Ficam și noi. Zipping, ce ai văzut? Dacă ești ăla. Well, I mean, nu. Gen, ok, eu am venit de jos, am trecut pe lângă Dorian care făcea labirintul. Și eu am trecut literalmente fix pe lângă el și am venit să intru. Am vrut să intru pe ușă și like instant, ciung, report. Like what? Da, era corpul și era Mițu lângă corp, se plimba. No. Deci eu nu înțeleg de ce acuzat și Rafael, sincer. Like, erai pe corp și te plimbai lângă el. Exact așa s-a întâmplat cu tine inițial, dude, what? Nu, era corpul departe, tu erai pe corp. No, nu înțeleg. Și mai e un impostor, nu? Bine. Da. Sau? Nu cred că Pink. Ar trebui să termine jocul dacă nu e Mițu impostor. E Pink sau Dorian, zic eu. Mă, nu! Nu fă stack kill! Nu scrie, și mut. Nu fă stack kill cu oameni de față, nu era game over ăla! Oh, no, Mițane, nu! Trebuie să bă, literalmente toată lumea mă suspectează, nu am cum să câștig. Opa! Scuze, băieți. Deci nu am cum să câștig, decât dacă îi le dau sabotaj la cum îi zice. Da. Să-i separ cumva. Cu un sabotaj la laboratorul ăla, că da. Hello, e cineva pe aici? Mă uit pe camere să vedem. N-am cum. Mă bănuiesc doi oameni. De fapt, trei. Toți trei m-au bănuit. De fapt, Rafa nu m-a bănuit. Dacă fac kill pe Max... Ok. Hello, băieți. Dacă fac kill pe Max, dau vina pe... Nu e ok. Nici asta nu e ok. Pe bune. Hello, dude. Vino cu... What? Dude, stăm cu toții sau nu? Pentru că, I mean... Ia să vedem aici. Doi în communication, unul în admin. What? Ok, lumea nu vine aici. Ok, e timpul să dăm ăsta. Hello? Dude, come on, hai să mergem. What? Ok, foarte suspect. Trebuia mai bine să dau... Hello? Dorian? Da! Te-am lăsat cu Rafa și am mers la ăla. Exact, și am văzut exact. Că nu veniți, m-am întors după voi. Eu eram în stânga, apăsam. Ia, întâmplarea face că spre bă, stânga voiam să urc și eu. Dar să moară Jaxana, fii atent. Deci care stai mă puțin. Unde te-ai dus? Că trebuia să mergi la reactor. Cred că unul. Mai e un impostor sau sunt doi? Unul mai e. Unul cred, că n-au cum să fie doi, dar... Deci l-am omorât pe Luxuț, era impostor, nu? Da. Cine e ăsta care-i convins că sunt eu? Pink. Eu sunt pentru că ai rămas cu el și nu mai veneai și m-am întors și văd corpul. Să-mi luară viața mea dacă nu e Max, ascultă-mă! Nu, Dorian! Dorian, eu nu te-am suspectat pe tine! Eu Max? Eram... Nu, Dorian măcar nu vota prost! No, Max! Ok, eu nu înțeleg. Deci, nu, fii atent, eu am intrat la communication, era Dorian și Rafa. Ai luat un admin acolo, ai luat-o prin admin, prin office. Eu am dus... Unde te-ai dus? La aia, mă, de vezi pe hartă unde sunt playerii, cum îi zice? La aia. Și m-am întors, era cu reactorul pornit, am trecut pe lângă communication, Dorian și cu Rafa acolo. Nu erați acolo la communication, la aia cu monitoarele? Eu am luat niște fișierele și le-am dus în altă parte, le-am dat. Ok, și ce ai făcut, Dorian, după ce ai plecat cu Rafa de acolo, de la communication, când ne-am despărțit? Pentru că eu m-am dus în sus. M-am dus și le-am uploadat sus. Și Rafa au mai fost cu tine? Ce s-a întâmplat cu Rafa la un moment dat? Că v-am așteptat să veniți la ăla în sus după mine. Am rămas singur, uploadam fișierele alea. Păi nu știu ce să zic, că eu vă așteptam la... Oh my God. Cât de mult durează upload-ul? Că ai stat mult acolo. Dorian, fii atent, trebuie să ai încredere.
Bă. Eu votez că Pink, dar nu sunt sigur. Nu, dude, nu se poate, deci nu se poate, crede-mă. Deci înțelege că eu am așteptat să vină, că am știut ok. Dacă ei doi sunt aici, Max e la ăla. Ce spui? Deci am ajuns primul la reactor. Știu, fix cum s-a dat. Eu chiar, spre stânga voiam să merg, dar ideea e că n-am știut unde să merg. Ideea e că m-am întors să văd de ce nu vine și a doi și văd numai corpul. What? Hai să văd că am votat cu sufletul, hai să vedem. Păi, nu, e unu, no. Egal. Ok, stăm, stai să stăm împreună, da. Tu ești Pink, da, e ok. What? Ted? Come on, că nu sunt eu, hello? Mai au tescuri, Mai au tescuri, iar eu, de fapt, și ce, stai așa, eu nu-mi permit să mă duc singur, fii atent. O să dau, cum îi zice, de-asta la întuneric. Yes, nu poate să dea. Am dat întuneric, nu poate să dea. Come on, trece încoace. Mudorian. Ha! Wow! Hai, yes! De mine, let's go! Dar nu te dai răcurul, Pink, de ce nu te dai răcurul? Bă, am dat electric! Nu s-a dat electric? Ce-am făcut? Nu, s-a dat răcurul! Mițu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, MVP, dude, eu am crezut că am dat electric! Ascultați un pic! Mamă, Pincanule! Bă, am crezut că am dat electric! Pink afară! De ce Pink trebuie să fie afară? Nu trebuia să fie afară, vă zic eu!